asta veche, aristocratică, franțuzească. Mă bag și în astea. Până acum nu eram specialist în casă. Sunt convinsă, trebuie... doar atât. Nu știu ce stile. Poate fi cumpărată din China. Wow! Poate fi cumpărată din Italia, poate fi cumpărată din Franța. Sigur a costat o avere. Sigur a costat o avere. Păi da, are o avere, așa că e logic. Mai avem încă 4 locuri pentru 6 minute. Să vedeți cum trece timpul. Mergem mai întâi la locul 4. O doamnă care tocmai s-a măritat, a vrut să iasă din casă, în momentul în care s-a măritat, dintr-o casă cu totul nouă. Mai citeam despre ea că vrea să-și, a și spus aici la emisiune, că vrea să-și cumpere mobilă de acolo de unde a făcut luna de miere. Așadar, Andreea Bănică. Andreea Bănică. Andreea Bănică, tot ce vedeți acolo este cumpărat de la... Tine? Mine, de la firma noastră. E o plăcere să o ai pe Andreea în showroom. A venit de nenumărate ori. Dorim să o consez, am întrebat-o de ce își alege, de ce stil i-ar place, de ce merge pe un anumit stil. Ideea e că, din spusele ei, scum, de câteva doamnă, ori și-a... Ieftin, ieftin. Ieftin, ieftin. De câteva ori, uitați ce frumos e acel interior, de câteva ori și-a decorat casele pe care le are sau apartamentele în care a stat, mă rog, multe are. În stil modern. Și hotărârea ei finală este de a renunța la modern, pentru că modernul trece și se duce în 2-3 ani. Am înțeles, și vrea să ia ceva peren. Și a dorit ceva training, ceva clasic, care denotă și maturitatea ei, nu? E adevărat. Foarte interesantă părerea, așadar, să ne uităm în casele oamenilor și să ne dăm seama cam cum sunt ei. Și asta e o părere legată și de faptul că multe vedete le vezi cu tot soiul de mașini, cu tot soiul de toalete, dacă când se duc acasă, într-adevăr, ne dăm seama că în casa lor. Dar Andreea a fost foarte preocupată, a venit de multe ori, a fost deschisă pentru sfaturi și a ales lucruri foarte frumoase. A respectat niște reguli, am discutat despre culori, există oameni care respectă părerea și alții care fac după capul lor și mai pun o florișică acolo, o leacă din mor și gata. Am înțeles. Andreea Bănică, așadar, casă adevărat. Mergem la o casă foarte mare, foarte frumoasă, unde intră tot soiul de oameni, de la oameni foarte respectabili, la femei foarte frumoase. Doamnelor și domnilor, nu poate să fie decât Cristian Țânțăreanu. Cristian Țânțăreanu. Living-ul ăsta e cât China, cum să spune. L-am fost acolo. E mare, nene, și frumos. Da, grandios, în stil eclectic, în care se mixează orice îi place domnului Țânțăreanu. El nu se supune niciunor reguli, el are curajul și l-admir pentru asta de a introduce ceea ce îi place dumnealui. Observ acolo piese de zambilă de apă, vreau să menționez... Cine e zambila de apă? Zambila de apă... Doamna de acolo, negru, nu știe cine e zambila de apă. O împletitură manuală care are loc în Thailanda. Planta crește în apă, totul se lucrează manual și eu am botezat o zambilă de apă în 2003, când am adus pentru prima dată această împletitură în România și căutam în dicționar un echivalent la water hyacinth și nu știam cum să o botez. Între timp, termenul a fost preluat și folosit și copiat. Câți ani ai stat în Marea Britanie? 2 ani și 9 luni, din acest motiv n-am reușit să-mi obțin cetățenia britanică. Deși ea este căsătorită cu un cetățean britanic. Da. Și socrii mei și prietenii mei și rudele mele m-au bănuit că l-am luat pentru bani, pentru cetățenie și pentru... Am uitat ce... spion. Eram și spion. Eram... 6! Spionii la emisiune, să ne vedem de treabă. Și n-am cetățenie până acum. Până acest moment, bani n-avea... Acum bani aveți. Mai avem 2 locuri pentru 2 minute. Iată, timpul trece foarte repede. Locul 2. Casa cu broscuțe multe. Ana Maria Prodan. Îmi place. Mă duce cu gândul la cottage-ul în care am locuit în Anglia. Am plecat de aici, de la 2 camere pe vremea comunismului, într-o casă similară, cu astfel de grinzi de lemn. Este o senzație de confort deosebit. E amestec de rustic cu modern, da? Canapele sunt foarte moderne. Îmi place. Îți place, da? Nu este casa... pentru București, nu? E nu în e pentru București, e la Snagov. Ok, perfect. Deci este casa Anei Maria, o casă făcută cu multă grijă, pe locul întâi, doamnelor și domnilor, un cetățean care știe exact care-i treaba
și care întotdeauna trăiește într-adevăr într-un stil de ăsta care are ceva oriental, somptuos, cetățeanul se numește Cătălin Botezat. Cătălin! Fetelor, abțineți-vă! El este înconjurat aici numai de elemente de la tine. Exotice, de la mine, da, mă rog. Lucrez cu el de foarte mult timp, de la început. Este imaginea firmei noastre, este un designer de excepție. Nu de asta l-am ales, l-am ales pentru că întotdeauna este cel care știe exact care-i treaba cu stilul și da. A imprimat foarte mult. Deci pentru cei care stau să se gândească, a imprimat foarte multe, a spus foarte multe lucruri care ulterior s-au întâmplat în materie de stil. Este un perfecționist, cred că a fi numit de atâtea ori designerul cel mai bun, designerul anului, mă bucur că ne-a ales pe noi să ne reprezinte. În mod firesc, un designer de fashion, de hot couture, poate, are talentul de a deveni un design de interior designer. Vom lucra împreună la un proiect foarte interesant în Chicago, unde va face un hotel. Va face un hotel și va avea și un magazin, e adevărat. Așa este. Pe de altă parte, se pare că și Cătălin își face o casă. Am o altă invitație la cafea. Multe invitații la cafea, doamnelor, domnilor. Am aflat, acum am văzut cam care-i treaba, am aflat că nu e bine cu prea mult roșu, am aflat că nu e bine cu prea mult clasic, am aflat bine că nu e bine cu prea mult modern. Cum e bine? E bine cum vă simțiți bine, dar în general ascultați de oamenii care știu, cum este și doamna de față, Pușa, îți mulțumesc foarte mult în această seară. Ați intrat în casele lor, rămâneți în casele dumneavoastră, numai bine în viața de vedeți, ne vedem mâine seară. La revedere!